Bună seara! Bine v-am regăsit! O nouă dezbatere electorală, așa cum v-am promis, încerc să vă aduc în față aspiranți la candidatul de parlamentar, indiferent că vorbim de Camera Deputaților sau de Senat. Cert este un lucru. Românii își doresc în viitorul Parlament oameni care să fie cinstiți, responsabili și corecți. Ceea ce va ajunge acolo depinde de dumneavoastră și de prezența la vot pe data de 11 decembrie. În această seară, platou alături de mine, se află doi candidați, unul pentru Senat, unul pentru Camera Deputaților. Este vorba de domnul Dorel Onaca, din partea Partidului Mișcarea Populară, candidat pentru Senat. Bună seara, bine ați venit alături. Bună seara, Constanța, bună seara, distinsă doamnă. Și domnul Ion Stelian Cristian, din partea Uniunii Salvați România, filiala Constanța, candidat pentru Camera Deputaților. Bună seara, vă bucur că sunteți la noi în platou. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Foarte pe scurt, câteva date dau pentru a duce la cunoștință oamenilor câteva informații legate de fiecare în parte. Domnul Onaca, 51 de ani, doctorat în științe juridice, în perioada 96-2008 a fost senator, deci 3 mandate de senator. După o pauză de 8 ani, iată că vrea să revină în Senat, vom afla de la dumnealui de ce. Domnul Ion Stelian Cristian, 39 de ani, avocat, deschide lista USR Constanța pentru Camera Deputaților, nu a fost implicat în politică până acum. De ce acum și de ce s-a implicat în politică, iarăși o să încercăm să aflăm de la dumnealui. Deci prima întrebare deja v-am adresat-o, aștept răspunsurile, domnilor. Din prima, exact. Din prima, ați greșit. Din 96-2000 am fost deputat, secretarul Comisiei de Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională. Din 2000 până în 2008 am fost președintele Comisiei Economice a Senatului, chestorul Senatului României, președintele Adunării Parlamentare de Cooperare Economică la Marea Neagră și după 2008 am fost șeful cabinetului președintelui României, domnului Traian Băsescu. N-am mai făcut politică din 2008, n-am mai dorit să fac politică. Și, bineînțeles, după cum ați văzut și dumneavoastră, în toți acești 8 ani de zile, Constanța nu a fost reprezentată așa cum mi-aș fi dorit eu sau poate chiar și dumneavoastră. Motiv pentru care, văzând pasivitatea tuturor celorlalți deputați, parlamentari, de a se implica în viața economică a Constanței și a României, prin pur și simplu nepăsare. N-am văzut niciun om vehement, niciun om să spună, bă, eu sunt constanțean și vreau să aduc vama de la Galați la Constanța, vreau să aduc Comisia Regională de la Brăila la Constanța, vreau să fac șoseaua de coastă, vreau să aduc cota de impozitare la 5% pentru activitățile turistice pe litoral, cum au colegii noștri bulgari. Respectiv, noi suntem într-o competiție incorrectă. Pentru că bulgarii au impozitul de 5% pe activitățile turistice. Și nu numai. Noi, cu 60% pe impozit pe profit, 60% impozit pe dividende, sunt deja 32%. Plus toate celelalte impozite, mă refer la CSE. Așa că faptul că am observat o anumită pasivitate în tot ceea ce înseamnă spectrul politic constanțean m-a făcut să revin pe scena politică, lucru care l-a făcut și pe domnul președinte Traian Băsescu să reintre în politică. Pentru că după 2 ani de zile în care a fost parlamentar, după care 10 ani de zile a fost președintele României, pur și simplu a constatat că România este lăsată pur și simplu într-o mocneală letargică de niște oameni care ori sunt incompetenți, ori sunt prea comozi. Înțeles. România este o țară și, bineînțeles, Constanța, care ca port economic, ca poartă economică a Europei, trebuie să fie reprezentată cu demnitate și cu fermitate. Gândiți-vă dumneavoastră că avem 43 de miliarde de euro de recuperat de la Bruxelles, de primit banii noștri europeni. Stați să discutăm pe larg și alte aspecte. Gândiți-vă că dacă un om, unul dintre miniștrii care ar fi mers la Bruxelles și să fi fost un vehement, cum este Onaca, cum este Traian Băsescu, cum este Cristian Deaconescu,
cum este Valeriu Steriu, din Partidul Mișcarea Populară, ar fi mers la Bruxelles să fi sigur că în anul ăla, anul acesta, care a trecut de când guvernează fostul comisar european România, ar fi adus bani în țară. Faptul că de un an de zile, de când țara este guvernată de un comisar european, fost comisar european, nu s-a dus niciun ban în România, din banii pe care noi, ca țară, trebuie să-i primim din cele 43 de miliarde, este inacceptabil. Fapt pentru care atât eu, Onaca, cât și președintele Traian Băsescu, președintele Partidului Mișcarea Populară, am reintrat în ringul politic pentru a reprezenta Constanța, cât și România cu demnitate. Domnul Ion Stelian Cristian, n-ați făcut politică până acum, acum v-ați decis să intrați în politică. De ce tocmai acum și de ce USR? Acum pentru că am impresia că este un moment prielnic pentru un astfel de pas pe care am ales să-l fac eu și au ales să-l facă și cei din jurul meu, persoane care au ajuns la o anumită vârstă, care au căpătat o anumită experiență profesională și care acum, fără să fi făcut înainte politică, ar putea aduce un suflu nou în politică. Mie și majoritatea colegilor mei nu ne place politica. Este un paradox. Nu intrăm de plăcere în politică. Intrăm de nevoie. Din nevoia dată de faptul că după 27 de ani am ajuns într-un punct în care ne dăm seama că nu se mai poate așa. Din nevoia de a aduce o contribuție pe care altcineva vedem că nu dorește să o aducă. Pasivitatea niciodată nu va aduce o schimbare în bine. Suntem cu toții persoane care n-au mai făcut politică, mă refer la USR. Unii vor spune că este nu neapărat o calitate, că ar putea fi un dezavantaj pentru că nu avem experiența necesară. Eu vă spun un singur lucru, cu bună credință poți face foarte multe. Noi, fiecare în parte, dacă ne veți analiza CV-urile, veți vedea că avem o experiență profesională. Am dovedit în locurile unde ne desfășurăm activitatea că suntem persoane capabile. Acest lucru, cu dorința de a face lucruri bune în politică, cred că sunt două ingrediente care vor duce la un rezultat extraordinar. După 27 de ani, ne-am săturat de aceleași promisiuni, de aceleași minciuni, de aceleași persoane care se perindă rând pe rând în fața noastră, aceleași politicieni care trec ba dintr-un partid în altul, ba dintr-o funcție în alta, sunt aceleași personaje de care nu mai scăpăm. Și singura posibilitate de a scăpa de acești oameni, pentru că îi considerăm un rău pe care, este adus României, este să ne implicăm noi înșine. Pentru că tot ați adus în discuție traseismul politic. S-o spunem pe românește. Asta e plimbarea dintr-un partid în altul. Da. Cum credeți că se poate opri acest traseism politic? Pentru că adesea acest traseism politic, mai ales în Parlament, poate duce la schimbări de majorități parlamentare și implicit la alte guvernări decât cele pe care românii și le-au dorit odată cu exprimarea votului. El se poate opri și printr-o legislație care să interzică sau să aducă anumite sancțiuni sau interdicții. Nu poți fi într-o anumită funcție, nu poți face parte dintr-un anumit fi într-o anumită funcție, așa cum am zis, dacă ai trecut într-un alt partid decât cel în care sau care te-a propulsat. Dar, spre exemplu, în cazul aleșilor locali, da, care își pierd mandatele. Dar eu cred că și electoratul și cetățenii ar trebui să amendeze această trecere dintr-un partid în altul, pentru că ea ascunde în spatele ei o problemă. De cele mai multe ori este o chestiune de oportunism. Acest traseism ascunde în spatele său un oportunism. Există un adagiu latin, ubi bene, ibi patria, acolo unde e bine, e patria mea, acolo unde mi-e bine, hop și eu într-un partid care îmi oferă ceea ce îmi doresc eu.
nu mai sunt lucrurile așa cum îmi doresc, nu stau acolo în partidul acela să rezolv problema, să mă lupt cu ai mei și să duc partidul pe o cale bună. Un an, doi ani să rezolv problema pentru că sunt dedicat acelui partid. Trec în alt partid, pur și simplu. Recunosc că m-am... Okay. Vă rog, domnul Onaga, dacă vreți să completați, chiar vă rog. Și pe Titanic au fost mulți oameni sănătoși. Știți, zice, Doamne, Doamne, dă Dumnezeu să fim sănătoși. Așa și cu politică. Partidul Mișcarea Populară, la alegerile din primăvară, la alegerile locale, a avut 90%, alegerile locale, a avut 90% oameni neimplicați politic. Și vreau să vă spun că am avut candidați prin această selecție foarte strictă, decât în 1600 de circumscripții, respectiv jumate din cele 3200 circumscripții aproximativ la nivel național. Buna credința noastră a fost transformată într-un vot și a celor care, portavocilor mass media, care au spus, uite, domne, Partidul Mișcarea Populară a obținut sub 5%. Păi da, corect. Am obținut sub 5% în momentul în care noi am avut media peste 9% în cele 1600 de secții de votare cu oameni noi, cu oameni neimplicați politic, iar scorul nostru de aproape 400.000 de voturi a fost împărțit la 3200 de localități. 3200 de localități. Da? Respectiv, scorul nostru de 9,37% a fost împărțit la 33.200 de circumscripții și am obținut 4, și ceva. Și toată lumea țipa că, uite, Partidul Mișcarea Populară, bineînțeles, cu rea credință, spunând că Partidul Mișcarea Populară nu a obținut peste 5%. Iarăși, în momentul în care noi am mers, pentru că să găsești oameni și să dorească oameni, eu felicit pe toți cei care doresc să vină să se implice, dar să se implice. Pentru că vă spun ceva sincer, distinsă doamnă, distinse domn coleg de platou, peste 6 luni de zile, ALDE, USR și alte căpușe lipite de PNL, PSD vor dispărea. Pentru că nu au două crize, nu au nimic. Singurul partid, în afară de, din toată țara, și vă uitați foarte bine, PNL-ul, da? PNL-ul are candidat la funcția de prim-ministru? Nu are. Nu, nu, domnule, membru PNL. Dita mai PNL-ul, domnule, n-are candidat membru PNL la funcția de prim-ministru. Mai rău. Dar nici PSD-ul n-are. Păi, vin și la PSD. PSD-ul, dragi Constanțeni, dragi români, nici PSD-ul. PSD-ul nu are candidat la funcția de prim-ministru. E, dați-mi voie să vă contrazic, pentru că astăzi am ascultat o declarație a domnului Dragnea. Da, nu mai spune, care domnule, spune, nu mai... citez, da. N-am spus că nu voi fi prim-ministru, păi n-am spus că nu vreau să fiu prim-ministru. Deci, zinse, doamnă. Deci, domnule, nu au candidat. Nu se știe. Domnule, nu, păi nu că nu se știe, să citească legea, nu poate fi. Citească legea, este legea clară, nu poate fi. Dar problema este următor, nu-și asumă. Niciun partid, domnule, nu-și asumă. Să-și asume, domnule, un candidat la funcția de prim-ministru din rândul membrilor partidului său. PNL-ul singurul și USR-ul și-au asumat, pentru că au spus că domnule, pe cine? S-a uitat în vecini. Vreau și eu, domnule, pe Clinton să fie prim-ministru. Nu se poate, domnule, să vreți neapărat să fie membru de partid. Păi nu-i normal. Păi de ce facem politică? Pentru că partidele, da, partidele merg, mint, ies în fața electoratului și asumă un program cu cine? Cu unul din Gara de Nord sau din Gara Constanța? Nu! Trebuie să fie membru de partid, pentru că acel membru de partid își asumă programul de guvernare a acelui partid și, bineînțeles, la următoarele alegeri va răspunde în fața electoratului și, bineînțeles, va fi blamat sau va fi apreciat. Cum poți tu să vii tu, orice partid ai fi tu, da? Și aici mă refer la PSD și PNL, da? Partide care se dau dita mai dodoloți câte sunt ele, să nu aibă candidat la funcția de prim-ministru. Singurul partid care din rândul membrilor săi, și respectiv președintele Ioan Băsescu, președintele Partidului Mișcarea, că susțin pe Tăriceanu. Nu, domnule, că ALDE a spus că oricine pe pune PSD-ul. Pe domnul Tăriceanu. Au spus, ALDE a spus foarte clar. Pe Grivei, dacă îl propune PSD, merge cu Grivei. Nu merge așa. Nu se poate. Singurul partid care
are candidat la funcția de prim-ministru. De rândul membrilor săi este Partidul Mișcarea Populară și acela este președintele Partidului Mișcarea Populară, domnul Traian Băsescu. Noi facem această propunere și sunt sigur că președintele Iohannis, da, va accepta și va accepta realitatea. Și vă spun de ce. Nu pentru se știe că niciun... dacă va accepta. Deci, că doamnă, vă spun de ce, pentru că niciun președinte... domnul Băsescu nu prea l-a doamnă, acceptat. Nu comparați merele cu perele, n-are nicio legătură. Nu comparați Roata Iohannis cu Băsescu. Gândiți-vă dumneavoastră că orice președinte ar avea sau ar avea posibilitatea să aibă un candidat care își dorește această funcție în această perioadă grea pentru țară, da? Să nu-l accepte. Pentru că toți ceilalți se ascund. Ba unul sub Preș, ba unul sub alt partid. Vreau și opinia noastră vis-a-vis de, iată, subiectul care l-a ridicat colegul dumneavoastră de platou. A rămas dator să răspund la jumătate din întrebarea, din prima întrebare. De ce USR? USR pentru că este partidul, singurul partid, care este de la președintele lui până la ultimul membru, să zic așa, este un partid nou, din oameni care nu au mai făcut politică. Spre deosebire de noi, alte partide au în frunte persoane care au făcut politică și au făcut un anumit fel de politică. Este vorba, spre exemplu, chiar de PMP. Deci nu poți să vii să spui de PMP că vine cu oameni noi când el este chiar condus de domnul Traian Băsescu. A avut rolul său, îi mulțumim domnului Traian Băsescu, dar cred că e momentul să ne lase și pe noi ceilalți să ne dovedim competența. Pentru că sunt niște probleme aici. Cei care au făcut până acum politică reprezintă o anumită mentalitate, reprezintă un anumit mod de a face politică. Combinații politice. Te lupți cu PSD-ul ani de zile, după care faci alianță cu PSD-ul, imediat după aceea. PMP-ul are alianță cu PSD-ul, spre exemplu, în Consiliul Județean Constanța. Chiar și în Consiliul Local funcționează destul de bine. Este o, nu să vă contrazic din respect pentru a vă lăsa să vorbiți, dar am să intervin. Mai este o chestiune. De ce ne-am implicat în politică? Eu cred că și dacă vorbim pe un ton puțin mai domol, fără să strigăm, putem să ne facem auziți. Deja, cred că se vede diferența între mine și colegul de platou. Am un alt stil și cred că acesta este și stilul partidului. Aș dori să venim cu argumente, nu cu tonalitate în voce. Până acum s-a făcut politică și au reușit în politică cei care au strigat mai tare, care au avut mai mult curaj sau tupeu și care, prin aceste metode, au reușit să ajungă sus. Nu am văzut calități excepționale în privința moralității sau nici măcar a competenței profesionale. Acestea au fost criteriile. Eu cred că e momentul să schimbăm un pic criteriile și să aducem în față oameni curați și oameni competenți. Aceasta este cu USR-ul. S-a spus mai devreme de către domnul Onaca, s-a făcut referire la faptul că USR-ul și ALDE, dacă am înțeles eu bine, ar fi căpuși ale PNL-ului. Da, unele PSD-ului, alte ale PNL-ului. De unde și până unde? Deci nu există niciun argument în acest sens. Absolut niciun argument în acest sens. Nu avem nicio alianță și nu vom avea nicio alianță cu niciun partid, nici măcar cu PNL-ul, nici cu alt partid. Dar aminte să fiu pus cumva în linie cu ALDE. Chiar mi se pare o exagerare și un ce doctrină aveți? Ce un neadevăr. Avem doctrina bunului simț și a moralității. Asta este doctrina. Da. Dacă da. Pentru noastră nu e suficient, pentru noi este suficient. Avem și noi proiecte, avem și noi lucruri pe care putem un proiect, să le oferim. Dați-mi un proiect pentru Constanța, unul. Sau pentru țară, unul. Nu aveți, domnule. Nu aveți și îmi cer scuze. Cum să chiar nu avem? Tot respectul pentru care, iarăși, tonalitatea mea este aceea pe care eu am în permanență. Nu considerați că unii s-au născut obosiți și trebuie să se odihnească, înseamnă că au dreptul de a veni, știți cum e ca ăla. Dom'le, vai, mă doare aici, îmi dați voie să intru în față la coadă? Nu, frate, chiar dacă te doare, dacă vrei să cumperi ceva, stai la coadă. Problema este în felul următor. Dacă dumneavoastră, cu bunul simț, e foarte corect, e foarte bun, dacă dumneavoastră cu bunul simț ăsta, cu tot tehnocrații ăștia de bun simț, dacă aduceați un euro
de la Uniunea Europeană, eu vă spuneam să rămână. Bunul simț este în familie, acasă, peste tot. În politică, dacă dorești să faci ceva, și mai ales în aceste momente în care România are nevoie de oameni cu demnitate, oameni fermi, oameni care să aibă o poziție clară în fața Bruxellesului. Păi, doamna mea dragă, distinsul meu, domn coleg de platou, dom'le, cum este posibil să râdă de noi toate celelalte țări, Franța, Italia, Belgia, Olanda, că noi avem un comisar european cu bun simț tehnocrat ca și ei, care n-a adus un euro, dom'le, într-un an de zile de la guvernare? Păi vă spun eu, râd de noi și curcile. Pentru că să vă demonstrez nimeni, că și eu pot vorbi mai tare și că pot vorbi peste dumneavoastră. Dacă vreți, vă demonstrez. Vreau să vă rog ceva. Haideți să folosim un ton calm. Dar nu, eu vorbesc pentru încercăm că puteți să dați mai încet la microfon acolo, dacă chiar deranjez, nu ideea e o problemă. Ideea este să facem un schimb de rugămintea mea. Să demonstrăm că nu suntem adormiți, dacă despre asta e vorba. Putem face concurs și pe tonalitatea vocii, dar eu zic să vorbim pe idei. Eu vreau să vă rog frumos, măcar să notați. Măcar să notați, dacă nu puteți să ascultați. Problema este în felul următor. Că în momentul în care noi, ca și Românie, nu am avut un om ca să ne reprezinte în fața Bruxellesului, să aducem un euro din cele 43.000 de miliarde care avem de primit, vă dați seama ce putem să facem? Să stăm cu unii care vor merge să facă ce? Pe orice bou se duce la restaurant și stăm fața ușii și pleacă flămându-mi dacă nu cere nimic. Păi nu, domnule, noi trebuie să mergem în fața Bruxellesului cu oameni competenți. Haideți să vă cer eu ceva să concret. Distinsă, doamnă, încă o rugăminte. Oh. Doar să mă ascultați o secundă. Ia trimiteți-l dumneavoastră pe Traian Băsescu ca prim-ministru la Bruxelles și vedeți cum vine cu tolba plină acasă. A fost și ca șef de stat la Bruxelles. Domnule, lăsați șef de stat, nu comparați, iarăși comparați mine cu pere. Eu vorbesc de prim-ministru, omul care trebuie să aducă bani în țară, în România, pentru ca să se miște, să pună în mișcare motorul economic al României. 43 de miliarde. Și în locul domnului doamna premier mea, la Băsescu. Doamna mea dragă, vreau să vă spun ceva. Din cele 43 de miliarde, numai cu un singur miliard, putem construi în acest ciclu de 4 ani de zile, cu un singur miliard, putem construi 20 de nave. Cu un singur miliard. 20 de nave într-un ciclu. Mă bucur că ați adus discuția în zona asta. Dacă aveam câte un om din ăsta. Și gândiți-vă dumneavoastră, dacă Traian Băsescu ar fi prim-ministru, spuneți-mi și mie, ar fi vreun ministru din guvernul Traian Băsescu să doarmă? Vă spun eu sigur că nu. Și vă spun sigur că nu invidiez pe niciunul dintre acei miniștri care vor fi miniștri în cabinetul lui Traian Băsescu. Haideți să jucăm, nu vreau să irosim timpul. Vreau să-l discutăm un pic pe chestii punctuale. M-am uitat, recunosc, pe ambele programe. Scuze pentru tonalitatea mea permanentă. M-am uitat pe ambele programe care sunt postate pe site, și la PMP și la USR. Un aspect m-a frapat la ambele programe. Nu există cifre. Există doar idei, există principii, dar nu există lucruri concrete, cu termene, surse de finanțare. N-am văzut așa ceva. Eu m-am uitat la dumneavoastră și mi-a atras atenția și vă propun să dezbatem subiectul ăsta, că toată lumea se plânge că din grânarul Europei am ajuns la coadă în ceea ce privește agricultura. Așa de acord? Corect. Bun. Dar știți care este la dumneavoastră motivul? Am văzut așa motivul? Printre propuneri legate de agricultură. Subvenționarea 100%, deci citez, pentru lucrări de irigații pentru județul Constanța. Corect. La dumneavoastră în program am văzut, în ceea ce privește agricultura, încurajarea asocierii fermierilor, creditarea și asistență socială, intrarea pe piață și un program național de dezvoltare rurală. Eu spun doar ideile principale, nu intru în detalii. Întrebare, dumneavoastră, scrieți aici subvenționare 100% pentru lucrări de irigații în județul Constanța. Da. Ca viitor parlamentar, bănuiesc că vă propuneți. Ca viitor parlamentar, din câte știu eu, un parlamentar face legi pentru întreaga țară și nu are cum să propună o soluție pentru circumscripția din care provine. O să vă explic de ce și cum. Vă spun de ce și cum. Vă rog. Cum este în felul următor? Ba mai mult, o paranteză. Sistemul nostru de irigații în Constanța e inexistent. Inexistent. Aș putea să spun. Inexistent. Lucru pe care la această dată este total inacceptabil. Și să vă spun de ce. M-ați spus că de ce facem această subvenție 100% doar pentru, lucrările de irigații din județul Constanța. Pentru că eu candidez în Constanța. Iarăși,
faptul că am spus pentru județul Constanța, am personalizat acest punct. Nu poate fi interpretat ca o păcăleală? Nu, nu, pentru că răspund doar pentru că un este județ. De râsul lumii, domne, ca să nu ai irigații în județul Constanța. Când în momentul ai, domne, în momentul în ce ai, în momentul în care ai Dunărea în stânga, placurile dreapta, să ajungi tu să ceri subvenții pentru faptul că e perioadă secetoasă. Păi distinsă, doamnă, am făcut un calcul foarte clar. Cum aduceți subvenție 100% doar pentru județul Constanța? Eu asta vreau să aflu. Subvenția, asta mă subvenția este pentru irigații în toată țara. Numai că eu am personalizat acest subiect, pentru acest punct, pentru Constanța, pentru că sunt aici și este un argument fără doar și poate în fața oricărei comisii europene pentru a veni cu subvenții de 100% pentru acest lucru. Și o să vă sursa dau motivul. De finanțare fiind? Sursa europeană. 100%. Și o să vă spun de ce. Banii plătiți pentru demergeri, pentru activitățile celor care nu subvenții, care primesc, solicită bani de spăgubiri. Așa. Pentru zona sau pentru perioada secetoasă sunt de 10 ori mai mari decât dacă ai reface irigația în România. Și mai mult decât atât, în Constanța este de 20 de ori mai ieftină. Având în vedere că avem Dunărea în stânga și toate lacurile în dreapta. Respectiv, despăgubirile fermierilor, agricultorilor, care solicită bani pentru perioada secetoasă, este de 10 ori mai mare decât ar fi costat pur și simplu introducerea ilifilor în circuit și refacerea irigațiilor. Este un calcul atât de simplu și vă spun de unde l-am. De la șeful Comisiei Agricole care a fost la Palatul Cotroceni, domnul Valeriu Steriu, care este președintele executiv al Partidului Mișcarea Populară. Și este un lucru foarte clar. Și fost ministru. Și fost ministru care... La UNPR. A fost ministru, contează că este un bun... N-a fost la UNPR. El a fost ca și în momentul în care a fost... A fost la PSD, după care stați la UNPR și în acum momentul era a fost la PSD. În momentul acela, eu vă spun că a fost șeful Comisiei Agricole, da? Din Palatul, de la Cotroceni, care avea câteva puncte foarte clare. La fel, de asemenea, aveți cum acolo... Să vedem care e opinia USR-ului pe problema asta a agriculturii. Vă rog frumos. Concret. Este o problemă care, evident, nu vizează doar județul Constanța. Este o problemă care vizează întreaga țară. Așa încât soluțiile nu vor fi speciale pentru județul Constanța. Sunt niște soluții la nivel de întreaga țară. Eu vreau să fie speciale pentru județul Constanța. Dumneavoastră vreți să fie... Nu au cum să nu fie. Din punct de vedere de râsul lumii, domne, ca să nu ai irigații în județul Constanța, având Dunărea în stânga și lacurile în dreapta. Nu se poate așa ceva. Există și sursă de apă. Există sursă de apă și în alte locuri. Asta nu înseamnă că nu poți avea irigații în Bărăgan, să spun, da? Doamne, eu vă asigur că nu doar în Dobrogea intra... poți avea irigații. Mi se pare absurd ceea ce susțineți. Ați început întrebarea legat de faptul că nu ați regăsit cifre în niciunul din programe. În programe, da. Sunt niște principii în aceste programe, sunt trecute niște principii. Dacă vreți să găsiți cifrele, le veți găsi, veți vedea diagrame foarte frumos colorate și foarte exacte la PSD. Cele la PSD, le-am văzut și pe acelea. În 2012, domnul Ponta a elaborat o documentație foarte frumoasă ca aspect, care s-a transpus într-un proiect, într-un program de guvernare al USL, repet, USL, nu USR, trebuie să se facă această distinție, deci al PSD Uniunii și PNL, da. Uniunea Liberale. Social-liberale. Foarte bine întocmit, foarte frumos, foarte exact. Au spus că dacă nu îl duc la îndeplinire în 4 ani de zile, nu vor mai candida. Respectiv, domnul Ponta a promis acest lucru. Au trecut 3 ani și un pic, e adevărat, nu și-a dus mandatul până la capăt.
tot din propria sa vină, nu din vina altora, cum încearcă acum să dea impresia că este o victimă a societății, că l-au dat jos de la putere, nu știu ce conspirații și așa mai departe. Populația a fost nemulțumită și la presiunea străzii a trebuit să demisioneze, e simplu. E, după atâția ani de zile, nu a fost în stare să-și ducă programul la capăt. Repet, un program foarte exact cu cifre. Și acum ce fac? Copiază, dau copy-paste după modelul pe care deja i-a consacrat și l-au reluat în noul program. De ce aș mai crede eu și ce valoare are un astfel de program în fața mea, în fața dumneavoastră, în fața tuturor? Contează atât de mult cifrele? Vom merge și la cifre când vom face calculele și când vom face estimările și analizele pe baza cărora vom implementa aceste principii. Noi în program avem, în primul rând, principii. Legat de agricultură, este o realitate faptul că terenul, pământul, s-a fărâmițat din punct de vedere al regimului proprietății. Există mulți proprietari, mulți mici proprietari, să spun așa. Luați separat, aceștia nu au o putere economică. Numai prin asocieri între ei se poate dezvolta o agricultură consistentă. Această formă de asociere cumva nu ni se potrivește pentru că avem reminiscențele, amintirile și traumele perioadei comuniste, când oamenii erau forțați la modul propriu să intre în cooperative agricole de producție. Trăim o altă etapă istorică, ne aflăm într-un alt moment, iar aceste forme de asociere nu există numai la noi. Ele se folosesc și prin alte țări civilizate și sunt de succes. Atunci ele trebuie putea să atragă fonduri europene. Ele pot atrage fonduri europene, își pot spori puterea financiară, dar acești oameni, aceste asocieri trebuie încurajate legislativ, într-o legislație care să prevadă anumite facilități, trebuie să se prevadă o anumită punte de legătură între acești proprietari și eventual ONG-uri care îi pot ajuta din punct de vedere al informațiilor. Oamenii simpli de la țară nu știu să acceseze fonduri europene și trebuie să li se dea o mână de ajutor. Există anumite ONG-uri, există anumite inițiative private care fac acest lucru, dar statul însuși ar putea oferi o mână de ajutor, ar putea să-i învețe, ar trebui să-i învețe pe acești oameni cum să atragă fondurile europene și să se dezvolte. Apropo de asta, domnul director de la ANIF Constanța, da, la o întâlnire la prefectură, a știut să spună, când a fost întrebat de presă cum să aducă oamenii să-și rezolve problema cu irigarea terenurilor pe care le au, știți care a fost răspunsul dumnealui? Nu vreau. Să atragă ei fonduri europene și după aceea îi ajutăm. Nu, e obligația statului să facă treaba asta. La fel este obligația statului și primul ministru Traian Băsescu va face acest lucru și va obliga toate primăriile să-și constituie birouri de consultanțe gratuite pentru producătorii agricoli. Și o să vă spun ceva. Anularea impozitului pe profit pentru familiile de producători agricoli este iarăși o temă foarte clară a Partidului Mișcarea Populară și a președintelui Traian Băsescu, viitor prim-ministru al României după alegerile din 11 decembrie în acest an. V-am spus că Partidul Mișcarea Populară are câteva obiective foarte clare. 1. Este constituirea unui proiect pilot pentru ca primăriile să fie obligate și, bineînțeles, cu subvenție europeană, foarte clar, ca să facă programe clare și să ajute toți producătorii agricoli pentru aducerea de fonduri europene. Respectiv, birouri de consultanță la fiecare primărie, plătite din bani europeni, care să facă în așa fel încât să nu mai râdă de noi Europa, că nu avem puse la punct pur și simplu niște formulare care sunt de gâgă. X, Y, X, Y, adică sunt de gâgă. Dacă dumneavoastră vă uitați să vedeți, pur și simplu nu este bunăvoință. Bunăvoință nu este. Iar și în momentul în care aceste obligații
vor fi foarte clare, pentru că mai bine decât primarii nu cunosc niciunul ce înseamnă situația în zonă. S-ar putea să aveți surpriză, să vedeți că sunt primari care nu-și cunosc situația din zonă. Domnule, dacă au fost aleși, acum nici nu putem mergem să facem la fiecare stradă. Asta. Dar dacă oamenii au fost aleși, trebuie să asume. Iarăși cei care vor fi angajați acolo, vor fi oameni profesioniști, să spunem așa, un fel de echipă din asta de tehnocrați, care nu se vor ocupa decât de programele acestea europene. Eu nu cred că vor face muncă voluntară niciunii. Nu, doamnă, n-au cum să facă muncă. Sunt bani plătiți, există bani europeni pentru acest lucru. Păi dacă gândiți... Da, dar pe noi birocrația ne omoară. Nu, birocrația, dar... Cum a spus domnul, are perfect dreptate aici. Oamenii nu pot, nu că nu pot, nici nu au nici dară de mână, nici nu, domnule, e agricultor, domnule, nu mă pune pe mine, pune-mă să semnez și nici, de multe ori nici nu știu săraci ce semnează. Dar ajută-i să aduci bani europeni acasă. Bun. Lucrul acesta este esențial și important și mai mult decât atât, obligă primăriile și primul ministru Traian Băsescu va obliga primăriile clar ca să formeze aceste cabinete de consultanță plătite din bani europeni. Există o strategie foarte clară și un proiect pilot foarte clar la Partidul Mișcarea Populară pentru a ajuta și a sprijini producătorii agricoli. Și nu numai producătorii agricoli, și prima mână de vânzători ambulanți care cumpără direct de la producătorii agricoli. Și aceștia dorim ca să fie impozitați zero. Adică să nu fie impozitați la cel puțin primii 10 ani de zile, în momentul în care își desfășoară activitatea cu produse autohtone. Bun. Pe scurt, vreau un răspuns la punctul 4 din ce propuneți pentru județul Constanța. Și aici scrieți anularea impozitelor pe salariile lucrătorilor sezonieri. Corect. Distinse, doamnă. Nu dragi e discriminare? Nu este discriminare, doamnă, pentru că asta, vă uitați-vă dumneavoastră în Bulgaria. Păi poate așa o să vrea și cei de la... Păi nu, domnule, noi avem... Zona montană noi, pentru perioada de iarnă. Zona montană, păi asta este. Păi dacă noi, Constanța, deci, ne comparăm ca situație sezonieră, noi, Constanța, care avem 3 luni de zile și 9 luni de zile păzim hotelurile, restaurantele, uite, da? Sigur, plus că plătim salariați, paznici, adică avem niște cheltuieli suplimentare 9 luni de zile, da? Și plătim pe cele 3 luni de zile, mai plătim și un impozit, angajatorul plătește, vorbesc să nu plătească angajatul. Respectiv, omul care se duce el 3 luni de zile, acel sezonier care muncește, el așa... Să plătească doar cota parte a angajatorului. Sigur, nu și angajatorului. Exact. Părere aveți, domnul Stelian, sunteți și avocat de profesie, nu știu. Da, este evident o discriminare, mi se par promisiuni fără nicio bază, oricine poate spune orice într-o campanie electorală. Poate promite salarii maxime, poate promite, unii chiar au făcut-o, asta vedem acum. Salariile maxime și cât o să mai țină. Și poate promite reducerea sau eliminarea taxelor, a tuturor taxelor, a unei mari părți din taxe. S-a întâmplat acum populist în perioada imediat anterioară. Deci se poate, promite orice. Bun, ce propuneți dumneavoastră pentru turism? Și iată, da. Propun ca impozitul pe salariile lucrătorilor să fie anulat. Cum faceți dumneavoastră să facilitați, să revenim, să revigorăm activitatea pe litoral? Este simplu. Litoralul nostru s-a axat în ultimii ani pe turismul acesta de cluburi, de mall-uri, tot felul de activități care, e adevărat, țin de sezonul estival. Dar eu am văzut foarte multe nave de croazieră care acostează în portul Constanța și vin mii și mii de turiști, nu neapărat în perioada sezonieră, vin și un pic în extra sezon, în septembrie au fost, în noiembrie chiar, umblau grupuri de germani. Avem destul de mulți. Ar trebui să le oferim un pic și altceva. Adică avem un potențial foarte mare. Avem cel puțin 10 mănăstiri extraordinar de importante în Constanța pe care nu le punem în valoare. Avem o moschee care a început să crape în piața Ovidiu, care datează din 1913. Este o capodoperă. Ce fac? Avem foarte multe. Avem? Deci trebuie să le punem în valoare, trebuie să le corectăm, să le renovăm și să le redăm circuitului turistic. Avem situl arheologic de la Murfatlar, bisericuța de cretă, care datează din secolul I, securitatea primarilor, care nu a fost pusă în valoare, a fost descoperită în 1950
și nu a fost pusă în valoare nici acum. Trecem pe lângă ea și multă lume nu știe de ea. Nu știu dacă Ministerul Culturii, la cât de subfinanțat ar putea să facă asta, cred că mai degrabă proiecte europene făcute de administrațiile locale. Ar putea să facă. Deci o lege poate să impună, gândiți-vă că sunt elemente de patrimoniu care nu țin de interesul local, sunt de interes național. Sunt monumente istorice, toate acestea pot fi ajutate pentru a fi puse în valoare. Avem cetăți, foarte multe cetăți dacice. Când te duci într-un oraș... Deci, acum vorbiți de o modificare a legislativului, a normelor în vigoare, în așa fel încât să trebuie permită să facem alocarea de fonduri către aceste obiective. Pentru patrimoniu cultural, pentru că noi la capitolul acesta de plaje, de cluburi, stăm destul de bine. Se fac bani frumoși chiar și acum, în sezon. Hotelierii cred că stau destul de bine la gradul de ocupare. Se câștigă destul de mult. Tot construit, probabil că da. Ar trebui să oferim ceva în plus și o alternativă. V-am spus ce, dacă sunteți atent, puteți înțelege ceea ce vorbesc. Asta mergând pe ideea de extinderea sezonului. Da. Exact. Și de extinderea sezonului, pentru că sunt oameni care vin și ar putea vedea o mulțime de lucruri în Dobrogea. Avem de arătat foarte multe. Doamne, vreau să vă mai spun am ceva. Un subiect vreau care vreau, care îmi privește completare. Tot Constanța. Vreau să vă spun ceva. Constanța, cel puțin sudul Constanței, este foarte renumit prin activitățile turistice balneo. Da? Așa că nu numai cluburile care sunt pur și simplu o clientelă, mă refer la Bucureștiului, că ei vin sâmbăta și pleacă cu foarte bine și le mulțumim pentru acest lucru, numai că activitatea sezonieră de care eu vorbesc și salariații aceștia care lucrează în activitățile sezoniere trebuie stimulați. Pentru că să aibă niște studenți. Majoritatea studenți și trebuie să aibă o tragere de inimă. După ce că le dai câțiva bănișori, mai se duc să plătească și impozit pe ei. În activitatea aia sezonieră, toți am fost studenți, toți am lucrat în vara. Cred că mai întâi ar trebui să lucrăm la calitatea vara serviciilor și la profesionalizarea oamenilor este care foarte lucrează corect, este foarte corect. Dar ca să ai un om bine pregătit, trebuie să-l și plătești bine. În momentul în care tu îl plătești cu 10 lei, din care iei 7, normal că nu o să faci niciodată nimic. Da, da, majoritatea angajatorilor știți cum fac. Distință, spun că doamne, le asigură cazare și masă. Știți de ce pleacă tinerii ăștia care nu fac politică, de ce pleacă din țară? Datorită salariilor. Nimeni nu pleacă de bine de acasă. Dacă el avea niște bănuți, dacă ar avea niște salarii bine plătite, toți ar rămâne acasă. Familiile tinere, familiile care pleacă din România, pleacă numai și numai datorită faptului că sunt impozite și bilurile mari pe salarii. Da, și sunt impozite duble și la angajator și la angajat. Ia dacă tot ați adus discuția în zona asta cu biruri mari, bun, toată lumea nu, dar eu vorbesc, reduceri de impozite și taxe, de acord. De anularea impozitului salariului. Am înțeles, asta înseamnă iarăși un minus în bugetul de sezonier. Păi de acord, asta înseamnă un minus în bugetul de stat, domnul Monacă. Doamnă, distinsă doamnă, în momentul în care l-ai plătit mai bine pe om, da, îți faci un serviciu mai bun, ai clienți mai mulți. Dacă odată intri într-un magazin și te ia la cu bă, a doua oară nu mai intri. Da. Numai creșterea economică pe consum nu e de lungă durată și nici creșterea economică pe consum este o creștere economică vrem. Nu e sănătoasă. Nu este sănătoasă, dar ea există. Din păcate, numai dar la noi. Există. Iarăși trebuie să punem ceva în schimb dacă tot reducem impozite și taxe. Activitățile turistice pe litoral sunt acestea. Balneo, cluburile, și bineînțeles, tot ceea ce avem în jur, ca și mănăstirii, ca mănăstirea peșterului, mănăstirea Sfântului Andrei, peștera Sfântului Andrei, unde o zonă extraordinară, superbă. Am fost ieri acolo, am plecat spre Băneasa, spre Ostrov. Vreau să vă spun ceva, e o zonă extraordinară. Da, bun. De acord cu dumneavoastră, dar dacă tot mergem pe reduceri de impozite și de taxe, v-am spus, eu rămân în ideea mea, asta înseamnă că bugetul de stat o să fie din ce în ce mai sărăcit. Ce puneți în loc, domnilor? Domnule, treaba este următoare. Pentru că asta e foarte atractiv în campanie. Vă dau salarii de 2000 de lei. Nu știu dacă net sau brut. Vă dau pensii de nu știu cât. Domnule, ăla zice, ăla crește, ăla taie. Ăla taie, ăla crește. Nu, domnule, uitați-vă pe calitate. Dă-i, domnule, cezarului cea cezarului. Dă-i omului un salariu bine plătit și momentul în care nu ți-a făcut activitatea pe măsura plății pe care o dai,
atunci îl dai afară. Asta dar mergem privat, și la, buget, la stat nu mai merge, domnul pe Maca. La stat, în acum la stat, public, când îl dai afară, domnule, poate fi el incompetent. Eu vorbim de activitatea, pe la stat noi nu mai avem niciun... Nu avem niciun bun, am trecut din zona de turism, acum am încercat să generalizăm. Mă bagă, acolo nu mă bag, pentru că este o activitate pe care nu este prezentată acum în programul nostru. Vă rog, domnul, vrea să interveniți. Pe mine mă frapează un pic următoarea chestiune. Domnul Onaca, domnul președinte Traian Băsescu au fost în politică ani și ani de zile. Au avut mandate de ministru, de președinte de stat, de deputați, de senatori și așa mai departe. Oamenii au plecat din țară, avem 3 milioane de români care au plecat din țară din cauza nevoilor, din cauza faptului că nu au din ce trăi. Corect. Acești oameni de care am menționat, domnul Onaca, domnul președinte, își asumă cumva o anumită părticică de răspundere pentru tot ce s-a întâmplat în această perioadă? Sau vin ca albă ca zăpada, curată, imaculați, care n-au legătură cu ceea ce s-a întâmplat înainte și spun, ne promit lucruri noi? Categorii. De ce am crede? De ce am crede? Eu nu pot să cred, de aceea am intrat eu personal în politică și de aceea au intrat și colegii mei, pentru că nu mai avem încredere. Ni s-a promis și se pricep foarte bine și la retorică, și prin tonalitate, și prin gestică, și prin tot felul de tertipuri actoricești care nu duc nicăieri, sunt golite de conținut, n-au nimic în spate. De aceea spun că puțină substanță cred că e momentul să aducem în politică. Nu există nicio posibilitate să schimbăm ceva cu vechii oameni. De aceea, ideea principală și mesajul pe care vreau să-l transmit este că trebuie să o luăm cumva de la capăt și cei nemulțumiți, cei care nu mai au încredere în politicieni, trebuie să înceapă să se activeze din punct de vedere politic, civic și așa mai departe. Trebuie să nu stea cu mâinile încrucișate, să se ducă la vot, să se intereseze cu privire la candidați, să intre în partide dacă ei consideră că există un partid corect, să intre în acel partid și să se lupte. Dacă ei consideră că nu există niciun partid corect, să-l înființeze ei, că nu oprește nimeni să facă acest lucru. Deci trebuie să fim activi și responsabili. Cred că de aceea am intrat în politică. Partid sau nu, cred că ar trebui să prezinte la urne în primul și în primul rând. În primul rând. Exact. Este o mare problemă de democrație. Exact. Dacă de mai puțin de 50%... Reprezentativitatea celor care vor ajunge în Parlament. Evident, vreau să vă mai spun ceva și aș vrea să echilibrăm puțin minutele în care am tăcut și a vorbit colegul meu. Mă duc pe stradă, colegul meu de platou, evident. Și de, am înțeles, de profesie, că am înțeles că sunteți și avocat. Doar din 2006. Mă gândesc că și pledați, dar nu ne-am intersectat niciodată. Din la întâmplare București, sau... la București. Problema ți-a păi ajuns. Eu pledez și la București, nu numai în Constanța. În fine, n-are importanță. Vreau să spun legat de faptul că mergem în stradă în această perioadă și am observat că vreo 50% sau 40% din cei cu care încercăm să intrăm în contact în cel mai politicos mod posibil, în cel mai decent și elegant mod, ne evită. Văd că este vorba despre o chestiune politică și ne evită. Unii sunt destul de puțin politicoși față de noi. Ideea este în felul următor și asta fără să mă cunoască pe mine personal. Poate pe domnul Onaca îl cunosc, poate pe domnul Turcescu sau pe alți domni îi cunosc, dar pe mine personal nu mă cunosc. Ce ați avea cu mine, oameni buni? Ideea este că nu au cu mine ceva personal, că eu am intrat de 3 ani în politică. Au ceva cu clasa politică. Eu acum încasez niște comportamente față de care nu am nicio vină, pentru că politicienii de 20 de ani încoace au dus acest domeniu politic foarte important, care ne afectează pe toți, l-a dus într-o zonă insalubră. Deci lumea nu vrea să mai audă, nu mai deschide televizor, nu se mai interesează. Și acești politicieni cred că asta și-au dorit, să se aducă oameni într-o asemenea stare încât să spună, doamne, nu mai îmi pasă, nici nu mă mai duc la vot, stau cu mâinile încrucișate, am întors spatele și plec din țară. Unii au și făcut, 3 milioane de români au plecat din țară, 3 milioane. Suntem pe locul 2 în lume, după Siria, dacă vă puteți imagina, la fenomenul migrație. Sunt copii care plâng după părinți la propriu, care au plecat din țară și nu se dezvoltă bine. Nu au pe tatăl lor lângă ei, nu au pe mama lor lângă ei. Din 30 cauza asta. De minute mai avem, din păcate, din această emisiune.
pe final. 30 de minute sau 30 de secunde? 30 de secunde, mă scuzați, da, obișnuită cu intele. Foarte pe scurt, vreau să completez ceva. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Dacă s-a întâlnit cu acești oameni care au respins, în primul rând că nu-i cunosc, eu vreau să vă spun că am fost în județ, am venit în permanență și am reintrat în politică după 8 ani de zile, pentru că am constatat că Constanța nu este reprezentată așa cum doresc eu și cum doresc toți ceilalți care m-au rugat să reintru în scena politică. Doi, nu vor fi, ei n-au cum să fie acceptați, pentru că lumea nu dorește Fata Morgana. Lumea dorește ceva concret. Iar și Partidul Mișcarea Populară, care are candidat pentru funcția, singurul partid care are candidat din rândul membrilor săi, este Partidul Mișcarea Populară, care l-are candidat pe președintele Traian Băsescu și care va fi, din, în urma acestor alegeri, primul ministru al României. Mulțumesc frumos pentru participare. Un ultim foarte, deja am depășit timpul alocat. Vă aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului Ionaga și Simona pentru următoarea idee. Mi s-a transmis astăzi că bunul simț și moralitatea n-au ce căuta în politică. Și mulțumesc pentru această idee, pentru că am aflat o noutate. Eu cred că este cu totul invers. Da. Nu, mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră. Sper să ne mai întâlnim pe parcursul acestei campanii electorale. Încheiem aici ediția în această seară. Ne revedem luni 20-30. Alți candidați în fața noastră vor veni, să vă promită. Dumneavoastră veți decide în schimb în ziua votului pe 11 decembrie în cabina de vot. Până atunci, tuturor, un weekend cât mai liniștit.